Pentru mine 2011 a fost cel mai important an din viața mea, că am luat o hotărâre să se slujesc lui Dumnezeu. Mulțumesc că pe 18 decembrie vreau să-mi dau pactul pentru toată viața cu Dumnezeu. Ne spunea Domnul Iisus Hristos că atunci când un singur păcătos se întoarce de pe calea lui rea la Domnul, la veșnicie, este mare bucurie în cer. Credeți dumneavoastră că bucuria din cerul astăzi e ca bucuria noastră aici? Eu vă spun nu. Este mare bucuria, zice Domnul Iisus. Care până la vârsta aceasta, câți ani ai? 29. Până anul acesta a căutat și în căutarea lui a dorit să-și afle părinții. Și anul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, și-a găsit părinții. Însă, în același an, Dumnezeu a avut în vedere să-i arate altceva și să găsească pe adevăratul Tată, care nu părăsește niciodată, care nu înșeală niciodată încrederea copiilor. Acest Tată e Dumnezeu. De aceea suntem aici împreună cu El. Chiar dacă la acest eveniment niciunul din părinții lui n-au venit. Aici sunt atâția care pot fi tată, mamă, frat și soror. Mai mult ca atât, avem un Tată în cer. Vreau să te întreb, dacă crezi din toată inima ta în acest Tată, în Dumnezeu Tată? Da, cred. Glorie Domnului. Te întreb dacă crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da, cred. Vreau să te întreb dacă tu crezi că sângele Mântuitorului Iisus te curățește și pe tine, te-a curățit și pe tine de orice păcat. Da, cred. Vreau să te întreb dacă crezi în continuare că Duhul Sfânt este mângăietorul nostru pe pământ. Da, cred. Până când vrei să-L urmezi și să slujești pe Domnul? Cu ajutorul lui Dumnezeu până la moarte. În baza credinței, a mărturisirii tale și a deciziei pe care ai luat-o, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Amen. Suntem la sediul misiunii God's Family și avem cu noi pe unul dintre tinerii în viața cărora Dumnezeu a lucrat. Am vrea să știm care este numele tău. Marco Adi Adrian. Adrian, ai putea să ne spui câteva lucruri cu privire la viața ta, de unde provii tu, unde te-ai născut? M-am născut în județul Hunedoara, în localitatea Hațeg, în anul 1982, la noiembrie. Așa. După naștere, mama m-a lăsat în maternitate și a plecat. Am stat în maternitate 2 ani de zile, după care din maternitate m-au plasat la centru de plasament. În centru de plasament a stat până în 2002, la care am fost luat de o familie, el inginer hidroelectric, iar medic pediatru. Am fost luat la ei acasă, după ce am fost luat la ei acasă, m-am angajat la Biserica Ortodoxă din acel sat unde am fost luat. Și am lucrat în Biserica Ortodoxă până în 2010. Așa.
Cum ai ajuns tu la centrul de misiune God's Family? Am plecat în iarna 2009, undeva în decembrie, cred că era, m-am certat cu ai mei și am plecat să-mi caut părinții. Să-ți cauți părinții, da, deci natural. Până în 2009 nu-i cunoșteai? Nu, până în începutul lui 2010, cred că așa a fost. Am plecat să-mi caut părinții, am făcut din Hațeg până în Galați, cam 200 om pe drum. Când am plecat de la familia cea care m-a crescut, am făcut o juruință înaintea lui Dumnezeu că mă pocăi dacă îmi găsesc părinții. Pentru că toată viața mea din Oferlinat, dorința mea a fost să-i văd măcar o dată în viața mea. Dar tu de unde știai de pocăință? Auzisei de pocăință? Da, auzisem. Auzisem acolo în sat, mai ales dacă lucram în biserică ortodoxă, aveam conflicte cu pocăinții, ba din contră, i-am și speriat. Ce lucrai în biserică ortodoxă? Eram, nu știu, paraclisier figuram pe cartea de muncă, mâna dreapta preotului. Pregăteam slujba de duminica, slujba de mormântare. Înțeleg că ce te-a determinat pe tine să mergi să lucrezi în biserica ortodoxă? Aveai credință în Dumnezeu? Sau la început pot să spun că da, mi-era frică de Dumnezeu, aveam iubire, dragoste de Dumnezeu, dar după ce am văzut ce se întâmplă în altar, am început să mă compor și eu ca preoți ortodoxi. Adică cum, ca preoți ortodoxi? În altar se drăcuia, se bea, se uitau după femei și am început și eu să... Faci la fel. Exact. Bun. Deci revenim la momentul când ți-ai găsit părinții. Ce s-a întâmplat după aceea? Știu că toată viața mea, la orfelinat, am rugat pe Dumnezeu să-mi dea părinții, măcar o dată să văd împreună. În decembrie 2009, la sfârșit, cu ajutorul lui Dumnezeu, nu știu, vreau să vă spun că n-am știut nici cea mai mică idee de unde sunt, unde stau, abar n-aveam. Am ajuns acolo. Nu știu cum, habar n-am. Am ajuns la poartă. La ei. Știu că la poartă, când am ajuns, am căzut în genunchi și până m-am trezit în casă. Sentimentele au fost explicat. Am stat iarna acolo. Nu dormeam la ei pentru că nu aveam posibilitate, dormeam la o soră de-ale taică. Când a dat un pic căldură, am plecat, m-am angajat la Mangalia. Un an de zile în șantierul naval. Chiar am vrut să-mi iau viața de vreo 3 ori. Am vrut să mă arunc de pe bordul vaporului până în fundul vaporului, să-mi zboare creierii, să-mi iau viața. În momentul când eram cu piciorul să fac lucrul ăsta, mă strigase directorul, mă strigase ba maestru sau un coleg de muncă. N-am înțeles până atunci cine, dar acum am înțeles că atunci era vocea lui Dumnezeu prin gura lor. Mi-am cunoscut părinții, am aflat că mama a fost recăsătorită și suntem 12 frați. Niciunul dintre copii nu stau cu părinții mei buni. Am o soră care face prostituția. Am o soră de 12-13 ani care a avut un avort, acum e însărcinat. Cum l-am cunoscut eu pe Dumnezeu? N-am mai putut să lucrez în șantierul naval pentru că mă îmbolnăvisem. Am dus la operație și n-am mai putut lucra acolo. După m-am întors la Vânătoare, am stat un pic acolo, după m-am întors înapoi la Taică, în iarna 2010. În primăvara lui 2011 am plecat în martie să-mi caut de lucru la Vânătoare, să pot face rost de bani, să pun măcar câteva uși la părinții mei acasă, când n-aveau nici amori. Nu știu cum s-a oprit, cum nu s-a oprit trenul în Buzău. Eu avesem cunoștință de biserica penticostală, frecventam. Dar eram și cu ortodoxi și cu penticostalii. La penticostalii îmi plăcea felul de a se închina. La ortodoxi îmi plăcea mult pomenile. Și ai ajuns în biserica de pe sâmbătă? Am ajuns, dar s-a oprit trenul sâmbătă noaptea. Duminică dimineața m-am dus, am căutat biserica penticostală, am ajuns acolo, conducătorul de acolo. Am trimis un bilet în față să roage pentru mine. Conducătorul de acolo zice, este un centru, te duci la centru acolo. Dar n-aveam ce era centru. Am venit la centru, la God's Family, am stat o lună de zile.
În gândul meu umblam luna asta de zile să merg la Medoara să fac rost de bani să pot să le pun geamurile părinților. Și am plecat de aici. Am stat 2 luni la Medoara, în astea 2 luni de zile mi-a plăcut foarte mult că în luna asta cât am stat la Gas Family am învățat un lucru, să mă închin cu adevărat Dumnezeu și să studiez cu adevărat Biblia. Îmbrăcea felul cum făceau studiu, că făceau cu lux de amănunt, făceau pe înțelept, le explicau. Și îmi plăceau felul că dimineața se închinau prin cântare, aduceau mulțumire prin cântare. Și în astea 2 luni de zile, tot timpul asta mă gândeam. Am pus mâna pe telefon și am sunat din nou aici la fratele Gicu, liderul de lucrare. Și mi-a zis, uite, pe tren și vină încoace. Am venit după 2 luni de zile, pe 29 iulie 2011, la o evanghelizare în Buzău, am spus da pentru. Am spus da, mi-am predat viața cu adevărat în mâna lui Dumnezeu. Este prima zi frumoasă în viața mea și cea mai fericită zi din viața mea, 29 iulie 2011. A doua zi importantă din 2011 este 18 decembrie, când am semnat actul cu Dumnezeu prin botez. Am învățat lucruri frumoase la Gas Family. Pentru mine fundația Gas Family este primii pași în credință și perioada de școlarizare în credință. Amin. Care ar fi gândul tău cu privire la viitor? Îmi doresc foarte mult să învăț și mai mult din Scriptura, să mă alimentez bine și să răspund și celorlalți din jurul meu, dragostea lui Dumnezeu. Vreau să fac și eu ce face Gas Family, să mă duc pe stradă și să răspund la cei mai nesemnați oameni că au valoare în ochii lui Dumnezeu și Dumnezeu iubește. Am văzut la ușa mea un străin insistent putea unea. Aș fi vrut să-i deschid, dar n-am putut. Eram preocupat. Și m-am îndreptat spre geam. Indignat, m-am tot întrebat ce vreau. Era un copil, se pare că cerșeam. Nu mă interesam. Dar el nu mai era.